O nouă ediție a Festivalului Cozonacilor de la Crainici va avea loc sâmbătă, pe data de 24 august. Inedita manifestare își propune conservarea tradițiilor populare ale zonei de munte a județului. Festivalul Cozonacilor este un concurs al prăjiturii tradiționale românești în care concurenții vor pregăti în fața publicului și al juriului cel mai frumos și gustos cozonac. Cea de-a 8-a ediție a Festivalului Cozonacilor se va desfășura la Muzeul Satului Crainici, unde concurenții vor pregăti aluatul și vor coace cozonaci într-un cuptor cu ardere pe lemne în fața unui prestigios juriu. Cei mai gustoși cozonaci vor fi premiați. Pregătirea acestora se va face pe fundal muzical. Mă bucur din suflet că și anul ăsta Dumnezeu a ținut cu noi. Chiar dacă e în august, cam târziu ce-i drept, ca ne prezentăm la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Cozonacului Crainici 2024. Emoții mari, avem împotriva noastră căldura, dar avem căldură în suflete, avem bucurie că vom coace, vom plămădi cozonaci, avem bucurie că vom avea oaspeți în Crainici, avem bucurie că Festivalul Cozonacului este la 8-a ediție, deci Dumnezeu ne iubește și ne dorim din suflet ca acest festival să dăinuiască în timp. Concurenții ce vor participa trebuie să fie îmbrăcați în costume populare și să aibă postavă de lemn proprie, iar ingredientele necesare sunt asigurate de către primăria și Consiliul Local al Comunei Bala. Cozonacii se vor coace în cuptorul special construit în fața muzeului.